Marta nu știu. Da, au fost alături de casă, o alță și el. A, s-a dus la tine aici? Da. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt de la presă. Când o ars aici acasă, au venit repede pompierii? După 20 minute de la Gorgiu. Așa de greu? Și cine i-a anunțat? Știți cumva cine i-a anunțat? Am sunat la povâi la piatra. Aia la piatra au făcut legătura cu ei. Și e grav rănit omul? La el e dus la București. Dacă nu, cred că da. Ziceți că așa de greu au venit pompierii? 20 de minute? Cam așa, 20 de minute, cel puțin, cât așa, m-a văzut el. El când... Eu la 10 seara, sunt jumătate, cât era filmul ăla, a făcut focul el în casă. Uh-huh. Și eu, fost cum a fost, a venit la geamă aici, m-a uitat, avea perfect, nici fum de loc, de loc, de loc, de loc. La 12 fără 10, cam așa. Da, la 12 și 10, eu dormeam în cameră aici. Băi, oani, băi, 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 băi. Da, văd că azi destul de mult. 85 de ani și el a făcut foc. Era fric și lui, na. Și eu căzut acolo la sobă, dar într-o oră să ia așa foc deodată, nu știu cum de-a fost asta. A fost probabil, că de băi, la sobă aceea avea... Avea niște, cred că au avut niște motorină acolo și așa, de asta a făcut putere și a luat. Sus a fost plastic de ăsta, cum e acolo la mine de ăla, plastic de ăla deasupra. Și acum am înțeles că omul este la spital. Da, da. La București l-a dus acolo, ai sură. Și noroc că am fost eu acasă. Când eram acasă, era jale. Eu mai aveam și eu două butelii acolo. Și a lui a explodat butelia de la presă. Da. Și butele și eu le-a dat. Vai de capul lui. Ai, nu, dacă nu o strigat, el nu, nu e, dar nu a fost, aici a fost butele ea. Da, bă, că s-a topit, s-a, s-a sărit în aia. Dar bine că îți nu o să schijile de asta. Și când am văzut că a făcut presiunea așa puternică, eram așa, așa pe poartă. Și am văzut că a făcut, m-a zis în colț seara. Și imediat am fugit și ne-a scos pe amele două butelii am băut eu în cameră. Dați seama că dacă era... Casa și era casa, tot, de sigur. V-a afectat și pe dumneavoastră alături? Da, bineți să vedeți, am avem acoperiș, puteți intra. Eu am luat magazie, uitați, aia e a mea, am pus niște... Este tavlă de casă, uitați, mai am acoperiș. Și a venit cineva să vă ajute măcar să faceți curat, de pe la primărie, de pe undeva? Dar la mine am făcut. Noi l-am scos până la urmă, aici nu cum adică au venit că le-a scos în stradă? Cum adică au venit că le-a scos în stradă, că nu înțeleg? Că pe noi le-a scos în stradă. Deci, din câte am înțeles, dacă nu scoasă în stradă, deci nu vine în curte. Aha, aha. A, și v-a ajutat până la urmă. Da, au venit și m-a ajutat. Nu, că am avut un vehicul. Da, văd că o afectat și bucătăria asta de vară. Uitați, aici am putut eu o tablă și în partea asta. Da, 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 se vede. Dar bine că n-a mers mai departe. Da, cum mă, uite acoperișul ăia. Da. Savanele căzute. Uitați în partea asta. Ma, uitați seama. Ce se mai poate face aici? Aoleu, da. Ce se mai poate deci face? Noi stăm vara aici. Dar da. Avem un pic de grădină. Da, dar se vede că ați muncit aici, ați pus un tavan fals, ați făcut ceva. Da, și din coace puteți veni. Uitați. Am făcut pentru vară, noi nu vă dați seama că nu... Da, da. Da, și aici a căzut. Aici a intrat apă aici, nu? De la apă, normal, da. Da, pompierii, că vă dat apă atunci. Am spus acum patru, vedeți și vedeți din coace, da. Uitați. Da, da. Acoperișul... De la... Curent nu avem, nu avem nimic acum. Da, 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 oleu, eu nici nu cred că mai puteți să faceți ceva cu acoperișul ăsta, cred că trebuie dărâmat tot. Tot trebuie de ajuns. Trebuie făcut. Da, s-a umflat și tot. Și vorba ce, noi nu eram neapărat pregătiți, că nu suntem, nu știu, da, nu, așa? Da. Dar uitați, că erau toate curate, pus la, pentru da, vară era da, super. Da. Dar dacă nu vedem noi aici, era jale. Dacă da, nu mai găseați nimic. În primul rând, butet, da. Dar și vecinul, uitați și casa aici, vecinul. Și știți da, ce vreau să vă spun, în primul rând. Vă rog să știți... Spuneți-mi, vă rog. Deci, noi am sunat pompieri, ăștia de la pompieri.
Deci în 35 minute să vină, în 35 minute dacă venea în timp util, nu, la nici jumătate metru. Nu a fost 35 de minute, a fost 20 de minute, dar cât 20. Poate să facă, de acolo da. Până aici pe lucrurile. Și îmi confirmă cineva, a venit numai șoferul și l-a pus pe dânsul, i-a dat furtun, așa, el era pompier, acum s-a reprofilat. Așa. Deci în 20 de minute, 25 de deci a venit așa. Mașina, ca să înțeleg eu foarte bine, a venit mașina cu un singur om? Un șofer, atât, nu om, șoferul, el e pompier și pompier da, și asta. Da. Văd că n-au oameni. N-au oameni de angajat, dar zile, nu sunt oameni de... Dar mașina nu era încărcată, deci cu apă, aici bița, așa. Nu a venit în timp util, că dacă venea cum s-a spus, că în 5 minute nu este adevărat, locuința mea nu era afectată și nici a lui atâta. Așa de tare, da. La voză, deci nu s-a asigurat. Dom'le, eu știu, eu care de o piesă așa mică, eu nu sunt învăț cu treaba asta, sigur, dar... Da. Dar toată lumea nu e asigurată aproape. Ei, care și cum, uitați. Cum poate. Ia, mă, băi, dar trebuie să fiți ajutați, nu? Da, ați făcut o cerere, să faceți o cerere am la fost, primărie. Nu, am fost ieri. Păi face, faceți dumneavoastră o cerere scrisă, nu vă lăsați în bază că nu au. Nu, dar am fost. Mi-au dat un număr de înregistrare, am solicitat să-mi se ia gunoiul și să... Am solicitat un ajutor, în limita, așa. Gădim, băi, la vecinul la dânsul. Ce-a avut acolo spatea asta la casă? Da, băi, că avea o leacă de gospodărie, avea o pompă, avea un cuptor, avea o... Da, da, dânsul, eu arc foarte mult. Da. Deci, să dea Dumnezeu să întoarcă de la spital, săracu. Asta-i. Da, că avea un bec. Acum depinde cum rezistă. Eu dormi în camera asta aici. Da, da, da. S-a strigat la soțul meu și noi am auzit. Aici era căzut. Aici s-a jos în față. M-a apucat să ies afară. Da, da. 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 Vă dați seama și... Așa, dar părerea mea, care vă spun, deci fără asta e... finalul, pompierii sunt divini. Dacă venea în timp util, nu s-ajungea așa. La pompier, a spus. O veniți cu un furtun, îi dă soțul meu un furtun și dă tu că eu nu pot, că am burta mare. Mă scuzați că așa... Da. Bună ziua, la noi, la ziar, au ajuns reclamații cum că dumneavoastră de la pompieri de la Rosnov ați ajuns prea târziu la locul incendiului, aproximativ după 20 de minute. Ce ne puteți spune despre asta? Da, bună ziua, numele meu este Popa Adoru Constantin, sunt conducător autospeciali SVSU Rosnov. Nu sunt angajat de prea mult timp, eu știu, am aproximativ o lună de zile, dar tot ce înseamnă protocoalele ce țin de SVSU și serviciul de pompieri, le stăpânesc și pot să vă spun că am acționat în moment chiar optim, după părerea mea. De la apel. Apelul mi-a survenit pe telefonul fix, la 0021, iar eu la incendiu am ajuns la 0025. Mărturie stau înregistrările pe camerele video a orașului Rosnov și raportul făcut de către Poliția Națională vis-a-vis de apelul de la 112. Cum vă explicați faptul că totuși s-ar putea crea această confuzie, că ați venit mai târziu? Există posibilitatea să fie într-adevăr o confuzie pentru că autospeciala pe care o are în dotare SVSU Rosnov are o cantitate mică, relativ mică de apă, deci are în jur de 2000 de litri de apă. La o intervenție de genul cum a fost asta, 2000 de litri de apă e o cantitate relativ mică. Când au ajuns pompierii militari, eu deja aproape terminasem apa, terminasem agentul de strângere, m-am dus la șeful intervenției, pentru că întotdeauna pompierii militari sunt coordonați de către un șef a intervenției și noi, ca și SVSU, ne subordonăm dumnealor. Eu, terminând apa, m-am dus, am cerut permisiunea domnului respectiv să-mi spună ce să fac, să mă duc să alimentez eu sau să mă alimentează dânsii dintr-o cisternă a lor. Dumnealui a spus, nu, mergi și alimentează-te singur, pentru că noi avem nevoie de apă ca să lucrăm noi cu apa. Și am plecat și m-am alimentat singur de la aproape de remiza PSI pe care o avem. În acest timp, a durat un pic, m-am reîntors la locul incendiului, cu mașina plină. Probabil că oamenii m-au văzut doar când am venit înapoi, nu când m-am prezentat la incendiu. La momentul când am ajuns la incendiu, m-am dus din nou la șeful intervenției, l-am întrebat, domnul, este nevoie să întind dispozitivul din nou ca să mai dau cu apă sau credeți? O zis, nu, stai liniștit că dacă mai am nevoie de tine, te pun eu, îți spun eu când. Dar nu pleca, deci nu părăsi locul. Și n-am plecat, am așteptat ordine.
Da, aici apar și pozele acelea când erați mâna în fața mașinii, presupun. Exact, exact. Deci dacă e o posibilitate ca cei ce v-au trimis fotografiile să arate ora la care a fost făcută fotografia, să vedeți care este diferența de la 00:21 până la ora când a fost făcută fotografia. Deci era vorba de aproape 2 ore. Vă mulțumesc frumos. Aveți pe tot și sănătate.